Acolo, în loc de locui, Elisei a răspuns, duceți-vă. Și unul din ei a zis, fii bun și vină cu slujitorii tăi. El a răspuns, voi merge. A plecat deci cu ei, ajungând la Iordan, au tăiat lemne. Și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la securie în apă. El a strigat, ah, Domnul meu, era împrumutat. Omul lui Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn și a aruncat-o în locul acela. Și fierul de la securie a plutit pe apă. Apoi a zis, ridică. Și a întins mâna și l-a luat. Amin. Vă rog să vă ocupați locul. Dacă aseară, cu ajutorul Domnului, am stat în fața Evangheliei și Evanghelia s-a deschis în fața noastră, vorbindu-ne despre dovezile înțelepciunii sau dovezile omului care este înțelept în vremea din urmă, în seara aceasta m-am pregătit cu un mesaj din Cartea Apocalipsei despre valorile pe care trebuie să le avem la sfârșit de drum, dar în timp ce asistam la slujba dumneavoastră și la reacțiile dumneavoastră, la modul în care ați venit pregătit să lăudați pe Domnul, Duhul Domnului m-a trimis pe acest text din Vechiul Testament, unde n-am ridicat de multă vreme din el, ca să vorbesc ceva bisericii de aici, ca să vorbesc celor ce vin la slujbă, ca să vorbesc celor care vin la închinare și doresc să plece de aici binecuvântați. Doamne ajută, dragi! Răspunsul pe care îl aveți vis-a-vis de lucrare din biserică este nesatisfăcător. De foarte multe ori, chipul dumneavoastră și atitudinea dumneavoastră se prezintă de parcă ați plătit un bilet la un concert și prestațiile celor care cântă, care laudă, care predică, nu se ridică la prețul biletului vostru. Și asta se vede pe chipul vostru. Se vede la fiecare slujbă. La fiecare slujbă. Ori dacă nu conștientizăm lucrul ăsta, să nu vă mirați că veniți la casa Domnului, așteptați să găsiți plictisală și chiar povestea. Pentru că Biblia vine și spune, când sper, când ceri un lucru, să crezi că îl vei avea. Și mulți dintre noi chemăm tocmai starea asta. Prin atitudinea noastră de apatie așa pe care o avem. În seara aceasta vreau să vă vorbesc din pasajul acesta biblic, cu ajutorul Domnului, despre profetul Elisei. Omul acesta a fost încărcat de Dumnezeu cu o multă putere, din puterea lui Ilie. A primit mantaua lui Ilie și a făcut lucrări mult mai mari decât Ilie. Și m-aș fi așteptat ca omul ăsta, față de Ilie, să spună, Domnule, cine a mai fi proroc, ca mai fi. Eu sunt proroc pe care Dumnezeu m-a așezat la slujbă și lucrez. Îmi văd de slujba mea, de pătrățica mea și de lucrarea mea. Dar Scriptura ne spune că Elisei a dorit să mai strângă împrejurul lui oameni care să fie profeți, numiți de Biblie fiii prorocilor. Adică, oameni care să vorbească din partea lui Dumnezeu. Oameni care, când deschid gura, să simți că Dumnezeu este lângă tine și prin El îți vorbește Dumnezeu. Și Elisei a strâns pe oamenii ăștia lângă El. Probabil atunci când au făcut un loc unde să locuiască împreună, erau destul de puțin de ei. Dar modul de lucru al lui Elisei, felul de colaborare, felul de vorbire, a făcut ca locul acela unde erau fiii prorocilor să ajungă neîncăpător. Efectiv, neîncăpător. Și la un moment dat, unul dintre ei a venit cu propunerea și a spus, Părinte, locul în care locuim noi cu tine, ca orice loc unde te duci și inaugurezi prima dată, este loc suficient, dar a ajuns neîncăpător. Haidem la Iordan să tăiem de acolo lemne, să luăm fiecare câte o bârnă și să facem un loc de locuit. Și profetul Elisei le spune, duceți-vă! Nu le spune, gândul pe care aveți voi nu-i bun, investiția pe care vreți să o faceți nu-i bună, stăm toți aici așa, nu, duceți-vă! Și m-aș fi așteptat ca prorocii ăștia tine să spună, am scăpat de asta. Am scăpat, lasă că el rămâne aici, noi mergem acolo, dar am scăpat de el, efectiv, stăm prin investiții, toți cu stiași pe aici. Avem și soluții. Chiar nu ca să vedeți. Nu spun, duceți-vă. Uitați-vă cât de frumos a lucrat omul ăsta cu ăștia. Că ăștia vin și spun, fii bun și vină cu slujitorii tăi. Și atunci Elisei spune, voi merge. A așteptat lucrul ăsta. Frații mei, Biblia e plină de asemenea învățături pe care noi, de foarte multe ori, trecem pe lângă ele. Pierdem multe binecuvântări și multe prietenii chiar. Multe lucruri frumoase care se pot realiza împreună în casa Domnului, le pierdem din cauza faptului că nu știm să trăim efectiv într-o școală a fiilor prorocilor. Încă o dată vă repet, prorocul este omul care lucrează cu curat. El vorbește din partea lui Dumnezeu.
Prorocul nu lucrează cu mâinile, neapărat în transmiterea mesajului. Prorocul nu lucrează neapărat cu picioarele, ci prorocul, forța mesajului său, este adusă cu gura. De aceea este important să fim atenți, ca oamenii lui Dumnezeu, ce vorbim. Pentru că gura este cea care transmite mesajul lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia în slujire, Ieremia era un copil. Era un copil și Dumnezeu îi dă o misiune extraordinară. Permiteți-mi să vă citesc din 1 Ieremia, din capitolul 1, cu versetul 6. Ieremia răspunde așa: eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis, nu zice, sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap. Atunci Domnul și-a întins mâna și mi-a adus ce? Profetul lucrează doar cu gura. Doar cu gura. Atunci Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura și atenție mandatul. Și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. Cu ce, Ieremia? Ești de-abia un copilat. Cu ce? Cu gură. Toate astea le vei face cu gură. Pentru că profetul, omul lui Dumnezeu, ăla care vrea să fie o ființă prin care vorbește Dumnezeu, conform învățăturii Noului Testamentare, suntem chemați să fim o preoție de preoți, care stăm între oameni și Dumnezeu. Oameni care trebuie să vorbim din partea lui Dumnezeu. De-aia Sfânta Scriptură spune, dacă vorbește cineva, să vorbească ce? Cuvintele lui Dumnezeu. Doamne ajută! Să fiu un veritabil proroc. Oriviții mei, știu că foarte mulți dintre noi am dorit să avem profeții privitoare la viitor. Am dorit să avem cunoștințe profunde privitoare la trecutul unei persoane. Să descoperim tainele inimilor și să ne manifestăm un dar de profeție de la Duhul Sfânt. Însă nu uitați, trebuie să știm să vorbim frumos românește, trebuie să știm să vorbim frumos spaniolă, trebuie să știm să vorbim frumos cu cei din casa noastră. Doamne ajută! Profetul e sincer. Profetul nu e un om care vorbește dur, îi bajocorește, îi mustră pe toți, nu-și mai găsesc, după care vine și spune Iisus Hristos este Domnul. Ascultați că profetul un alt fel de om. După ce revin, din nou revin la starea inițială. Nu există. Profetul este un om din a cărui izvor curge numai apă dulce. Amin. De aceea, ca și cu oamenii lui Dumnezeu, trebuie să învățăm să ne comportăm în casa lui Dumnezeu. Să ne comportăm în părtășie cu ceilalți credincioși în casa Domnului. Foarte mulți dintre noi, în bisericile în care ne-a așezat Dumnezeu, uităm. Căci cu vorba noastră putem zidi, putem face ca cineva să înflorească, sau cu vorba noastră putem să-i uscăm pe picioare. Se-i terminăm, efectiv. Tot în Ieremia, cuvântul Domnului spune că contemporanul lui, că l-au auzit ce profețește despre Ierusalim, că l-au auzit ce profețește despre viitorul unor oameni care nu vreau să asculte, au spus așa, haidem să mergem la Ieremia și să-l ucidem cu vorba. Deci nu foloseau pumnale, nu foloseau în altă armă, nu strângeau din gât, n-aveau treaba asta. Efectiv îl picurau în fiecare zi cu niște vorbe și îl uscau pe picioare și știau că va muri. Să nu mirați că atunci când suntem acri, că suntem posomărâți, că venim la casa Domnului așa, că efectiv lăsăm ca încercările noastre vremelnice să ne ia bucuria, să ne fure, copiii noștri nu văd. Părinții, colegii noștri nu văd lucrul ăsta. De foarte multe ori ne prezentăm în casa Domnului și nu avem acea stare de bucurie pe care o spunem. Biblia spune, nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Imaginați-vă o axă. O axă. Dintr-o parte de axa asta, îți iei firești care beau vin și au o bucurie trecătoare. La doua să-ți las cu dureri de cap, cu vărsături și cu o grămadă de efecte secundare. Biblia spune, nu vă îmbătați de vin pentru bucuria asta trecătoare și care îți creează probleme și dependență. Și treci partea aia și fii plin de Duhul Sfânt, o bucurie pe care ți-o dă Duhul Sfânt.
credincioșii din biserici noastre știți, nici acolo, nici acolo, sau la mijloc. Vie n-au voie să vei, dar de Duhul Sfântul Sprint, ca atare să treci tot timpul. Recunoaște starea asta? Cu asta venim la adunare și spunem la copilul nostru, Dumnezeu nu dă bucuria mântuirii și el numai nu te treabă la unii tatăl. Unii o săptămână treacă. Dacă are bucuria mântuirii, ea unde să vede? Oare n-ar trebui să vadă prezența împăratului? Oare n-ar trebui să vadă în momentul ăla am fost la serviciu, am fost stresat? Dar acum copii mergem la adunare. Acum ne întâlnim cu Domnul nostru. Acum mă duc să-L laud pe Domnul meu. Acum mă întâlnesc cu frații mei. Copilul tău va înțelege lucrul acesta. Să nu credeți dumneavoastră că putem de foarte multe ori să păcălim pe foarte mulți oameni, pe colegi, pe prieteni, dar copiii noștri nu-i putem păcăli. Nu-i putem păcăli. Unii dintre ei, la unii dintre noi, când plecăm la adunare, duminica dimineața, hai meleti, iar slujbi, iar întârziem, îmbrăcați-vă odată, și așa mai lucrați-vă mașină, iar trebuie să ajungi, uite păstorul la mine, și așa, comentarii, tot așa. Când se termină adunare, mă, hai și termină acasă, să se fie bine, o să termină acasă. Dumnezeu și noi acasă, mă uităm liniștit, și copilul vede unde tragi cu cel mai tare. Observ, nu-i trebuie traducerii, frații mei. Nu-i trebuie. Toate lucrurile astea sunt interpretate bine, frumos, corect. Și într-o zi, când nu ne-ai dorit, când ai mers cum ai mers, că ai trăit cum ai trăit, Doamne, n-am fost perfect. Dar copilul tău îți va spune, tată, dacă nu mă cercetează pe mine Duhul lui Dumnezeu, aș vrea să spun, felul tău cum te-ai închinat, nu m-a pasionat de loc. Odată doi copii se ducau cu clădirea unei adunări. În fiecare duminică dimineață au făcut obiceiul la ora 10 să vină să bată mingea acolo undeva mai departe. Într-o duminică dimineață au fost cercetați de o așa de o stare. Băi, ce fac oamenii ăștia care intră în fiecare dimineață la adunarea asta? Ce fac acolo? Să te rog în piață, lăsați-i mingea așa, băi, bă, ce fac ăsta? Păi nu avem cum să intrăm în costumele astea noastre. Pantaloni scurți, patina, șuință, toți care intră acolo sunt costumi, sunt acasă frumos. Păi, dar cum vedem noi ce fac, măi? Că acum suntem noi curioși, acum vrem să avem răspunsul. Unul trebuie să spune, băi, știi ce facem? Eu mă las în vizitul clădirii, pun palmele căruși, așa îmi lunesc, și tu pui piciorul pe apă la mine și tu îl sus și îmi spui și mie ce se întâmplă acolo. Așa au făcut unul din trei zonat din clădirea adunării și celălalt s-a urcat sus. La un moment dat se aude așa ceva și îmi spui, ce fac acum? Băi, toți dintr-o cântare, dintr-o hață, o carte, așa cântă, toți cântă. La un moment dat s-a oprit. Dar nu ce fac? Acum unul se roagă și l-alți stau așa cu capul de cap. Dar acum ce mai fac? Băi, s-a ridicat unul și îi spune ceva acolo și vorbește și toți stau și uită la el. Băi, și cum e acolo? Băi, îi cântă, îi se roagă, îi ascultă, dar să vezi nu îi place să facă. Credeți dacă s-ar uita pe geamurile astea, cum s-ar vedea duminică dimineața? Ce transmit, fratele meu? Ce transmit? Că nu uitați, sunt oameni care te privesc biserica. Nu-i privită numai de prietenii care vin aici. E privită și de legiunile de îngeri care își găsesc plăcerea să privească în biserică, să vadă înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, care se manifestă prin credincioși, slăvit să fie Domnul. Amin. Casa Domnului, părtășia bisericii, este un loc în care oamenii se învață să fie cura lui Dumnezeu. În care oamenii se învață să vorbească din partea lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care aș vrea să vă subliniez ca profeți în casa Domnului, ca oameni și folosiți de Domnul cu gura noastră, este să știm să nu facem economie de cuvinte. Foarte mulți dintre noi suntem seci, așa, tranșanți când este vorba să discutăm cu cineva. O cântat cineva o cântare deosebită, nu suntem dispuși să mergem să-l apreciem. Și la fel, el nu-i dispus cum v-au vorbit aseară să dea slavă Domnului. Ci efectiv, ca să nu se mândrească, nu-i zice nimic. Nu-i zice nimic. Și stă viață tânăr care a dat un îndemn la rugăciune și a terminat, eu tremura genunchi aici și întreabă, oare m-a folosit Domnul? Oare ceea ce am vorbit eu a fost bine sau au fost niște prăpăsti și le-am spus eu? Toată lumea se uită ciudat așa la el și a spune, nu m-am pus faianță, eu nu mai fac nimic, niciodată nu mai fac așa ceva. Pentru că noi nu avem cum să mergem la el și spunem, te-a folosit Dumnezeu. Dumnezeu are un plan pentru tine. Mâna Domnului te-a dus la mântuire și mâna Domnului este cu tine. Știți că mulți, folosind asemenea cuvinte, au plecat ca racheta de pe loc și au spus, dacă mă folosește Dumnezeu, sunt gata să studiez, sunt gata să fiu la rugăciune, sunt gata să fiu cel de tine. De ce? S-a oprit cineva în dreptul lui să-i spune din partea Domnului niște cuvinte care l-au zidit, care l-au întărit. Suntem noi acei oameni?
Sau efectiv venim în casa Domnului și nu avem cuvinte de apreciere, de mulțumire, suntem foarte econom, foarte econom. Nu suntem econom cu șefii noștri, nu suntem econom cu prietenii noștri. Dacă e vorba de frații noștri, nu avem acele cuvinte de mulțumire care s-ar merita. Ne-am hotărât cu mult timp în urmă să facem o adunare generală la biserica noastră și a spus în felul următor, Domnul merită respectul nostru. N-avem daruri de vindecare, n-avem daruri extraordinare, dar avem un lucru pe care putem să-l facem. Și anume, din respect pentru Domnul nostru care este prezent, noi să fim prezenți la slujbă. Și am hotărât atunci cu cel mai târziu, cu 20 de minute înainte să fim la slujbă. Aș vrea să vă spun că nu contează că e joi seara, că e marți seara și se locuie la adunare. Frații vin, unii dintre ei cu o oră înainte să se închine Domnul. Cu o oră înainte. La fără 5 totdeauna cântă corul, la fix începe slujba. Știți de ce? Pentru că știm că locul acela, dincolo de Ponta, care a fost la noi în biserică, dincolo de Alzbiniștii, care a fost la noi în biserică, totdeauna și când noi nu suntem, este prezent Iisus Hristos. Slăviți-L pe numele. Când s-a adunat 2 sau 3, Domnul Iisus Hristos este prezent acolo. Nu merită onorat cel ce este Domn al Domnilor și Împăratul Împăraților? Prin atitudinea mea, prin modul meu de a veni. Pentru că într-o zi vom și judecați, frații mei. Dacă te duci sau un interviu pentru angajare, îți permiți să mergi în cuvii la biserică? Dacă te duci la un loc în care ai nevoie neapărată ca acel om să te privească ca om serios din prima, nu e așa că faci tot posibilul să fii la timp? De ce oare la întâlnirea cu Domnul și Mântuitorul tău transmiți că doar în adunare se poate? Se întârzi. Eu nu spun că nu există posibilitatea asta, mai ales la cei care lucrează până târziu. Eu spun că singurul care știe dacă le-a dus capul sau nu, singurul care știe dacă a fost accident de autoban sau nu, singurul care știe că am avut colici renali sau nu, este Domnul și El va judeca lucrurile astea. Însă, frații mei, faptul că lenevia noastră stă de foarte multe ori și indisciplina noastră, aș vrea să vă spun cineva, evaluează lucrurile astea. E adevărat că mulți dintre noi așteptăm daruri deosebite. Și după cum vă vorbeam aseară, fiecare trebuie să slujească după darul pe care l-a primit. Dar e credincios peste darul pe care l-a primit. De îmbărbătare, de exemplu. Spune cine îmbărbătează pe alții să se zile de... Câți aveți de ești? Câți aveți de ești? De sigur îi dați și darul ăsta la dumneavoastră. Cât se ocupă cu îmbărbătare? Când vede la un moment dat un tânăr sau o tânără care nu a luat examen. Imediat spune, cine nu-l luat examen? Merg eu să stau de vorbă cu el. Cât sunt din aceștia care se ocupă cu slujba asta? Bineînțeles că Domnul se ocupă, măi, dacă ăsta se ocupă cu bărbătarea și își face slujba și credincios darul lui. Am zis, n-am și un dar din cunoștință? Am zis, descoperit noaptea, am zis, a doua zi ce misiune are. Și omul se scoală dimineața și spune, astăzi trebuie să vorbesc cu persoana aceea. Dar ce are? Domnul mi-a spus că acolo trebuie să mă duc. Se duce acolo, începe să mă bărbătesc și persoana de unde știi că eu trec acum prin situația asta de descurajare? De unde știi? Dumnezeu mi-a vorbit pe lângă îmbărbătare, Dumnezeu îți dă și cunoștință ca să fie eficient în lucrare. Dar dacă nu-ți faci lucrarea ta și aștepți, nu știi ce descoperi. Nu se poate, frații mei. Nu se poate. Dumnezeu este credincios peste lucrările pe care le face El. Slăviți-i fie numele. Profetul este cel ce lucrează cu vorba. Este cel ce vorbește. Ne-am unit tot atunci la adunare generală și la frații mei. Problema e simplă. Ne adunăm aici în casa Domnului și slujesc frații. Unii dintre ei încep poezii, nu mai termină. Alții dintre ei termină într-un mod maestos poeziile lor. Începe corul să cânte. Cântă o cântare pe care o învățat-o proaspăt. Toți au teme. Iese sau nu iese. Dirijorii care au muncit se întreabă. Oare iese armonia? Oare iese tot celălalt? Și după ce termină de cântat cântarea, dintr-o dată peste sală să lasă o linie și așa, sau de cineva care din neveghere spune, Domnul se va vede cu mintea. Dăm atâta tot. Și toată lumea se întreabă, măi, de ce oare nu merg lucrurile bine? Pentru că fiii prorocilor nu stau la locul lor. Să vorbească ceea ce trebuie. Și am întrebat pe frații mei, după ce cineva face o slujbă în biserică, ce ar trebui să facem conform Bibliei? Ei să-i binecuvântăm. Că Biblia spune, binecuvântați că la aceasta ați fost chemați, te împlinești, binecuvântări. E menirea ta, crești, te zidești, binecuvântăm pe altul. Și ce ar trebui să facem noi? Să binecuvântăm, frate. Bun. Și atunci, uite, de exemplu, eu am recitat o poezie. Ce trebuie să facem voi? Și a început tata adunare. Domnul, suntem binecuvântați.
cuprindeți, dar fiecare cu tempoul lui. Spațiul meu, scuzați? Aici e adunare? Nu fiecare spune Domnul să vine cuprindeze pe care are în chef. După ce am terminat, urmează 2 secunde și după aceea toți odată. Știți cum s-a dat noi acum că suntem 800 și ceva de membri, plus aparținători pe 1000 și ceva, și când începe evanghelizarea, și când după ce spune o cântare, toată adunarea spune, Domnul să vă binecuvinteze. Când cineva recite o poezie, Domnul să te binecuvinteze. Păi între prieteni, când se termină slujba ei, nu mă scup la asta, Domnul să te binecuvinteze, slăbit să fie Domnul, glorie Domnul, nu mai scoți pe asta, vreți să terminați adunarea. De ce? Pentru că oamenii au învățat că în casa Domnului trebuie să slujească. Amin? Începem cu gura. Trebuie să învețe lucrul ăsta. Iar prin asta transmite ceva. Transmite o atmosferă. Transmite o stare de seriozitate. O stare în care Domnul este lăudat și frații binecuvântați. În care slujba e apreciată. În care efortul e apreciat. Că e destul de greu să ieși în fața cuiva, să te expui. Foarte repede poți greși. Foarte repede te poți bâlbâi. Foarte repede poți crea ideile. Toate repetițiile a duetelor, a tripletelor și chiar a soliștilor sunt foarte bine acasă. Foarte bine. Superbe să acasă. Când au ieșit în adunare și când au văzut ața oameni și mai vede cineva deja râde de o idee, ceva, așa, dintr-o dată îi se ia totul și mai începe și fals cântarea pe o gamă greșită, o ia pe alătură, așa, nu știi cum se revine, ceilalți de la organ mă număr, găsesc totul și fai niște acasă, acasă cântarea. Grozavă și merge în bancă, vă care toți ăștia spun, că trebuie să ieși în față, nu? Frații mei, fiii prorocilor zidesc, Doamne ajută! Amin. Amin. Fiii prorocilor zidesc, toți avem examen de genul ăsta. Povestea cineva care, la un moment dat, ajungea să vândă tablouri cu sute de mii de euro. Picta, și ce picta, într-o săptămână sau mai puțin de săptămână, îți vindea cu sute de mii de euro la licitație. Și îmi spuneam pe următor, pe când eram mic, mama a văzut că îmi place să pictez. Și mi-a luat niște acorele și niște pensoane și mi-a dat o hârtiuță A4 să desenez acolo. Și eu mai aveam o surioară, mai mic ca mine. Surioara aceea se învăța să meargă acum. Și eu pictam de aia A4 așa. Era puțin pentru mine, ziceri, eram de la vreme. Era foarte puțin. Și la un moment dat, surioara mea, pe fi tranșitor, a ieșit cumva afară, fi trepte, s-o rostogări și a început a plânge, s-o lovit. Mama a fugit trepte, se bate ce are, dacă nu s-o lovit, s-o sperit din noroi, din lutare. Și în timpul ăsta eu am avut peretele din față la bucătărie, numai bun, pentru pictul. Și-au luat acorele și cât mama a lipsit cu peretele ceala, a început să facă grămadă de lucru. Bineînțeles, mamele, când mă întoarceți înapoi și vedeți că bucătărie e rezul grăvită, dintr-o dată de o firmă din asta atât de bună ca copilului dumneavoastră, ce faceți? El ținea minte și acum, mama, mi-a spus așa, vai ce frumos ai făcut, dar eu luat toate acolele. Vai ce frumos. Cuvântul ăsta, vai ce frumos ai făcut, m-a urmărit toată viața. Am învățat și matematică, am învățat și una și alta, dar de desenat, de la cuvântul ăla m-am ținut de el. Acum vând tablouri de sute de mii de euro, pentru că mama a știut să mă încurajez. Ce era dacă dădea o mamă de bătaie, nu? Ce era dacă spuneam, vecii vecilor sunt de mai bine cu acolele. Știți că cuvintele noastre create? De-aia Biblia ne spune să venim cuvintele. Câteodată sunt în biserică și mă uit așa pe polul bisericii, ca și la dumneavoastră, din ce am văzut, și văd câte un uriaș de ăsta micuț așa, că merge. Și când mă uit așa după cum merge, după cum zâmbește, mi-i spun la un frate slujitor, băi, ăla de pe volia tău, și el spune, dar eu ți-ai lăsat. Păi mergi ca tațu, vorbești ca tațu, e tațu miniatură, dar uite, uite la el așa, numai ia de pe ochi, fii liniște, era dragul. Stați-mi, când ne naștem în familia părinților noștri biologici, ne moștenim trăsăturile lor, zâmbetul lor, mersul lor, felul lor. Când ne naștem a doua oară în familia lui Dumnezeu, moștenim caracteristicile tatălui nostru. Și una dintre caracteristicile tatălui nostru, știți care este? Că ce zice, ia ființă. Ce zice, ia ființă. De aceea Biblia vine și ne spune, binecuvântați și nu blestemați. Dar spunem noi, ce tot același efect are? Cum adică dacă eu blestem, îl susțin, îi dai mult? Sau dacă binecuvintez? Nu, nu. Deja din momentul ăla ai grijă că cuvintele tale creează. Dacă ai să-i spui copilului tău care obligă o dată proastă că nu ești bun de nimic, n-ai să ajungi nimic. Cuvântul tău creează.
Cuvântul tău creează. De aceea ești chemat ca fiul prorocului și ca tată și ca mamă. Vorbește copilului tău în așa fel, încât să poți zidi în el. Încât să poți să ajuți. Îmi spunea un frate care locuia într-o comună din Suceava de acolo și în comuna aceea era un rând cu frații romi, cu oameni care erau romi. Și spunea la un moment dat că un copil al unei femei de acolo, a unei familii, făcea numai năzbrătii. Mergea cu la oameni, sub ca prin copaci, mai intra prin casă, mai... Toată ziua poliția era la poarta lor, toată ziua. Dar femeia aceea, mama acelui copil, când vedea poliția, întreba, ce-o mai făcut domnul șofer la meu? Păi om ies acolo și uite ce-o făcut, o luat de acolo și o trebuie să dăm înapoi. Vai, dimine, să vezi ce-i fac eu acum. Ducea și lua o rotovei așa și începea să fugă după el și spune, doctorul mamei, ce faci mai ești doctorul mamei? Și după el pregătă profesorul mamei, inginerul mamei. Fugea după el, dar nu îi spune rău, îi spune numai profesor, doctor și inginer la copilul care făcea atâta trăsnei. Pentru că mama asta, fără pregătire, și-a dat seama cum trebuie să vorbești. Și atenție, copilul ăla făcea de Făcele spătii! Cred că mesajul ăsta grozav îi place la frază din partea asta. Grozav îi place. Suntem chemați ca oameni al lui Dumnezeu să vorbim într-un mod frumos, să vorbim elegant. Vedeți ce frumos fii proroci au spus, fii bun și vină cu slujitorii tăi. Puteți să-i spun, hai băi și tu, că trebuie. Ca și slujitor în biserică, avem o biserică foarte disciplinată. Sincer să vă spun, am mers în multe biserici, n-am văzut disciplina care este la noi. Nu pentru că am slujitor eu acolo, ci pentru că am găsit oameni care au înțeles ce înseamnă slujirea Domnului. Sunt oameni de ordine. Știți că câteodată vin oaste și mai trebuie să mai pui câte un scaun. Ca păstor, puteam să spună pe următor, băi frate, vină repede, ia un scaun și du-l și pune-l acolo. Atenție, omul ăla nu e retribuit în biserică. Omul ăla nu va fi la urmă apreciat că a luat un scaun s-a apucat acolo. Omul ăla a lăsat munca, a făcut un duș, s-a schimbat și a venit să facă de ordine în adunare. În loc de somnul ăla, să facă de ordine, într-o parte și în alta. Strezește păstorul care îi spune, e scaunul ăla, duc din colo. Și omul ăla duce scaunul, dar domnește în mintea lui. De ce-ți crede asta, mă pun vin scaunul din mine? Ce adică? El nu poate să-l vinci de acolo, de unde se duc scaunul? Cam așa gândesc oamenii noștri, chiar dacă nu. Dacă avea un ecran deasupra, ați vedea multe. De ce? Pentru că omul este revoluționar, mi-a zis. Și am constatat că toată gândirea asta o anulez simplu. Frate, vină puțin. Ești amabil, te rog, pentru prietenul care a venit. Să iei un scaun și să duci acolo. Pentru că s-ar putea tu să nu observa, de eu nu observa. Te rog frumos, ajută-mă domnul ăsta. Să vezi cum pleacă omul. Nu e așa, viață, nu? Cât am mărit eu salariul? Ce am dat în plus? Am vorbit frumos. Dar tata, mulți trebuie să facem economie de cuvinte. Vorbim frumos cu vecinii, vorbim frumos cu prietenii, vorbim frumos cu șefii, dar nu vorbim frumos cu fiii în casa noastră. Așa trebuie să te înțeleagă când ne mergi de-a drept așa. Dar ți-e greu să vorbești frumos cu nevasta? Ți-e greu să vorbești frumos cu soțul tău? Ți-e greu să vorbești frumos cu copilul tău? Te rog frumos să-mi aduci un pahar cu apă, copilul. Pentru că sunt setat. Și el vine și aduce, spune, poftim, dar îi spune, mulțumesc frumos. Spune, e un frate. Dar ce băie, ești la ambasada aici? Chiar trebuie să vorbești așa, de copilul tău, trimiți-i mine, bă, stăm noi și vorbim. Iubitul meu, dacă vrei să fii fiul al prorocului, trebuie să te înveți să vorbești frumos. Amin. Amin. S-ar putea să nu vă pară prea, cum să vă spun, prea atractivi cuvintele astea. Poate mulți dintre voi v-ați învățat să mergeți de-a dreptul. Dar trăim într-o societate în care oamenii sunt atenți. Câteodată trebuie să vorbești frumos. Pentru că n-ai fost învățat, nu poți. Am întâlnit oameni care sunt blocați, care au consiliere pastorale, sunt mai cuvinți cu familia ta ei. Eu n-am spus niciodată la mine, mă ia. Blocat, gata, nu mergi de acolo. Nevastă spune, dacă și el, tare rămân lângă el. Auzi, mai de ce dă? N-am spus la nici pe nimeni niciodată și eu cum am spus. Știu că trebuie să spun, știu că e corect așa, dar n-am spus la nimeni. El nu s-a învățat niciodată. Pentru atâta lucru, de râd totul. Pentru că nu te-ai învățat să vorbești frumos. De-aia trăim în biserică, frații mei. De-aia mai greșim câteodată. Frații, eu vă rog frumos dacă v-am greșit. Și în domeniul ăsta, sigur, am greșit. Vă rog frumos să mă iertați. Nu spune Biblia, iertați-vă unul pe altul, cum vă iertați Hristos. Doamne, ajută! Amin. Și scuzați-mă, când stai știuți în adunare, ai și iertat.
Ai ce ierta, și la voi, la mine, și eu la voi, avem ce ierta, dar casa Domnului este un loc în care învățăm să fim folosiți de Dumnezeu pentru a purta cuvântul Domnului și a duce cuvintele Domnului într-un mod frumos, într-un mod elegant, într-un mod extraordinar. Totodată, frații mei, trebuie să știi să vorbești frumos față de frații tăi. V-am vorbit aseară despre un aspect și anume, dacă ești supărat cu ceva, familia sa mă întreba astăzi dacă ceva anume nu este corespunzător, dacă ceva mă deranjează, indiferent ce m-ar deranja, eu fac psalmul meu, atât tot. Nu fac mai mult de nimic. Psalmul înseamnă să-i spui lui Dumnezeu de claritățile tale, problemele tale, dar să nu bârfești, să nu vorbești de rău. Să nu intri în păcat cu cineva. De ce? Nu te cheamă Dumnezeu la asta. Nu-ți arată nicăieri lucrul ăsta. Îți cere, în schimb, să prezinți problemele tale în fața Domnului. Ori, iubiții mei, aș vrea să vă spun că e foarte frumos să înveți lucrurile astea. Știu că citeam odată despre un păstor care în biserică a avut doi frați, buni, dar care au mogădat pentru un anumit lucru, mărunt, s-au certat. Și s-au certat numai cum prietenii se ceartă. Că străinii că se ceartă nu prea au ce șpuri unul la altul. Dar când prietenii se ceartă, că ei au ce prezentă. Toți au ce prezentă, că se cunosc, se știu și au adosat foarte multe lucruri. Și s-au certat destul, vremurile au fost destul de profunde. Partea de păstor nu știa cum să rezolve problemele. S-a dus la unul dintre ei și a zis, măi frate, dar trebuie să trecem peste, dar nu se poate. Frate. Nu mă așteptam la el să fac vreodată, să spun așa ceva de tine. Nu se poate. Măi, a fost un moment de nevedere, dar putem cu un moment de nevedere, nu trebuia să fac așa ceva. Păstorul ce spune, măi, într-adevăr, nu trebuia să fac așa ceva, o greșit în domeniul ăsta, dar trebuie să recunoști că atunci când el nu e la adunare, se cunoaște. Ai văzut și tu asta. Da, da, asta într-adevăr, trebuie să recunoști că se cunoaște când el nu e la adunare. Dar nu trebuia să facă, da, da, nu trebuia. Se duce la celălalt. Măi, frate, a vrea să facem liniște și pace, Domnul. Băi, a fost prietena, nu vreau să mă rog eu, discutăm de orice, de revenirea Domnului, de politică, ți vrei, mi-a dat, dar să nu-mi convine și cu mine, lui la mine casă. Nu cumva să auzim de așa ceva. Frate, dar știți, am fost până la el și am vorbit cu el. Și? Asta e foarte curios. Și? Băi, am vorbit cu el. O spus că, într-adevăr, tu ai greșit față de-a, dar eu am sigur că el spune așa. Dar o spus că când nu ești tu la adunare, îți cunoaște. Cum a zis el chestia asta? Da, a zis asta, dar și tu trebuie să recunoști. Cu toate că ai o familie numeroasă, n-a fost povară niciodată pentru biserică. Asta cam așa. Cam așa. Se duce la celălalt în vizită. Ce faci, frate? Bine! Cum mai merg relațiile cu o frate? Nu vorbim de lucrul ăsta! Într-adevăr să cunoaște în acum, dar atâta, da, nu mai mergi. Păi, dar am fost la el și a spus că ești un om care îți ții familia. O zis el chestia asta? Ce era dacă păstorul ăsta, și acum a luat tu și eu, cântam în strună, toți. Băi, nu trebuia să-ți facă ție așa ceva, dar tu mă ții, ți-o făcut așa ceva? Tu mă ții și ala din mâine îți dau o cafea, mai vorbește. Mai spune, pentru o cafea, pentru un ceai, să cântă strună. Fii un om al păcii. Fii un om care știe să legi lucrurile. Că nu ajută cu nimic lucrurile astea. Când a fost următoarea slujbă a adunării, s-au întâmplat pe cei doi dușmani, ghilimele dirigate, s-au întâmplat să vină cam amândoi odată. Până atunci, nu intrau amândoi odată în adunare. La momentul respectiv s-au uitat unul la altul, nu și-au spus nimic. Dar au zâmbit unul la altul, nu se puteau abține. Toate astea le-a făcut un om care a știut să vorbească. Care a știut să vorbească. Și aș vrea să vă spun, sunt bombe cu ceas în mijlocul vostru. Bombe cu ceas. Vorbe scăpate la neveghere, atitudini deranjante, care strică prietenii. Mai sunt oameni care nu-i trimite nimeni, dar sunt niște mesageri care nu știu în slujba cu ei și numai accentuează mai multe. Dacă bomba trebuie să explodeze peste două zile, el o mută să spună câte o oră vreau să vă ție să vedeți. Tipul în vorbe de astea durează. Măi, nu trebuia ție, dar chiar asta e nesimțire, domnule. Să facă cu tine așa ceva și-o mai zis el undeva, deci despre fata ta, ce e asta mai tare, dă ceasul mai. Dă ceasul mai dintr-o dată, mai aproape. De ce? Pentru că sunt oameni care nu sunt slujba Domnului. Nu știu ceva. Fii un om de care se folosește Dumnezeu vorbind de bine, Doamne ajută! Găsește să vorbești de bine, de cineva. Și dacă nu ai vorbit de bine, dragi voi,
Odată un tânăr a mers la un păstor al unei biserici pentru că a observat o fată frumoasă în biserica respectivă și s-a dus la păstorul ăla să iei relații, că așa e corect. Înainte de a merge, de a te îndrăgosti ce nu trebuie, să te duci la păstorul bisericii să vorbești cu el, să te iei rânduială, e ok, e bine, e pocăită, să ține de adunare și să alea fără frecvență. Cum e? Și s-a dus la păstor și-a întrebat, frate, te-am observat la dumneavoastră biserică o fată frumoasă, mi-a plăcut, dar aș vrea să știu ce îmi spui dumneata de ea. Și păstorul a spus simplu, din rău n-am voie, din bine n-am ce. Și-a rezolvat toată problema. Din rău n-am voie, bine n-am ce. Dar omul ăsta nu a greșit cu nimic în domeniul ăsta, că putea să spună grăma de lucruri. O știut să, ca și păstor, să-i spui la tânărul ăla ceea ce trebuie, fără să vorbească de rău pe nimeni. Oribiții mei, Dumnezeu ne cheamă, conform învățăturii Sfintelor Scripturii, să fim oameni care să știm să vorbim, Doamne ajută! Care să știm și să mustrăm. Da, să știm să mustrăm. Toți care suntem aici avem slăbiciuni și defecte. Toți care suntem aici. Unele dintre ele le moștenim de la părinții noștri. Unele dintre ele le-am dezvoltat noi înșine, obiceiuri, anumite lucruri de care tot le-am repetat, sociologic, că dacă repeți un anumit lucru de 30 de ori, devine obicei. Ca să poți lăsa, din nou trebuie 30. De-aia vă rog tare mult, dacă nu vii joi seara la adunare acum, nu vii joi seara viitoare la adunare să strâng 30, n-ai și mai trebuie la adunare. Să transformă în obicei. Și Biblia spune, nu părăsiți adunarea voastră cum au unii, dar nu lipsim două ori. Ca să reprinzi obiceiul să vii la adunare, trebuie să n-ai chef să vii de 30 de ori să vii. Știți ce greu? Știți ce greu? De-aia vă rog tare mult, vegheați, Doamne ajută! Pentru că există o situație în Noul Testament, în Biserica din Efes, în care Biserica din Efes a fost o biserică extraordinară. Îi spune Domnul, știu faptele tale, știu răbdarea ta, știu că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdat pentru numele meu și că n-ai obosit. Știu toate astea. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și noi am spune, Doamne, dar ca ei, așa dacă am fi toți, ce adică și-au părăsit dragostea din tâi? N-au pierdut-o, că ce pia să mai cauți. Eu sunt, Doamne, nu se mai poartă. Nu mi-ai corespunzător să iubești pe toată lumea. Unii nici nu merită. Și-au părăsit dragostea din tâi. Și m-aș fi așteptat ca Domnul să le spună, adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la... La dragostea ta din tâi m-aș fi așteptat să spună Domnul, dar nu. Domnul spune, întoarce-te la faptele tale din tâi. Adică, joi sare, relativ, la noi, da, acum te întorci, dar n-am chef, nu mă interesează. Întoarce-te înapoi la faptele tale din tâi. Cum cântai în adunare? Gura până la urei. Acum sunt mai reținută. Deschide gura larg și cântă cum cântai la început. Cum erai de prânz la atunci? Doamne, dar nu mai am motorul acum, nu mai am dragostea. Fără acum. Că motorul l-ai aruncat. De aceea e important pentru noi să ținem cont de aspectul ăsta. Nu lăsați să se răcească dragostea de biserică. Nu lăsați să se răcească dragostea de părtășie. Nu lăsați să se răcească dragostea de frață în adunare. Pentru că lucrurile astea se recaptă foarte, foarte greu. Și câteodată ajungi ca fosilizat pe drumul mântuirii, ca o piatră de potignire, care nu mai e nici în dreapta, nici în stânga. Stai în drum așa. De ce? Pentru că ai pierdut motorul vieții tale. Ori, iubiții mei, suntem chemați ca oameni lui Dumnezeu și să vedem defectele din viața celorlalți. Cu toți avem defecte. Unii dintre dumneavoastră bine știți, ca prieteni începeți să bănuiți, odată ce intrați și aveți conexiuni cu ceilalți, vedeți anumite defecte, anumite slăbiciuni. Multe dintre ele nu se observă până la căsătorie. După căsătorie se observă mai mult. Nu-i problema de asta. Problema este cum rezolvi problema asta. Pentru că există foarte mulți oameni. De exemplu, există oameni în biserică care sunt mândri și aroganți. Așa sunt pe linia lor din neam. Mândri și aroganți. Există oameni care vorbesc foarte mult, mai ales culorile, predispuse la așa ceva, să vorbească și ce trebuie și câteodată și ce nu trebuie. Dar eu slăbiciune, dacă care trebuie reglată. Problema este că fiecare dintre noi, înaintea ca americanii să descopere scutul defensiv, avem un asemenea scut defensiv. Când noi vedem o anumită greșeală, gafă, slăbiciunea cuiva, plecăm la el cu drujba pornită să rezolvăm problema. Plecăm la el. Omul ăsta ne crede și îmi treabă, frate, care e situația? Frate, am venit să spun ceva. În timp ce tu spui cuvintele astea, scutul lui defensiv se ridică. Spune,
Am văzut că ești un om arogant, un om mândru, un om care vorbește nu trebuie, un om care nu ești pocăit cum trebuie, un om care așa. Știți la el că cuvintele tale sunt devastatoare, dar scaunul scutului defensiv îl face să zâmbească și te-și mai enervează. De treabă, mai ai spus el la? Știți, pe mine, după ce ați stat atât de așa, nu sunt nimic, nici ați nu sunt și-o ridicat scutul defensiv. Eu știi că tot ce ai spus tu, ai spus din dorința de corectare, dar tu nu trebuie. Și atunci s-a ridicat scutul și spune, frate, mergi cu Domnul Iisus și dacă mai ai mesaj de asta, trebuie să mă colegi. Ca tot ridic eu scutul, sus de cauza ta. Te rog cum o. Știți că am observat oameni care au făcut ca Domnul Iisus? M-aș fi așteptat ca mesajul de care m-am vorbit eu, al Domnului Iisus către episcop, către biserica din Efes, să fie în felul următor. Biserica din Efes. Ți-ai părăsit dragostea de tăi, îți iau sfârșitul. Asta să fie primar. Dar Domnul vine și spune, știu faptele tale, răbdarea ta, faptul că nu poți suferi pe cei răi, ei pus la încercare, știu că ai răbdat pentru mine și că n-ai obosit. Știu toate astea, dar ce am împotriva ta. Ați prins ideea? Imaginați-vă că îl aveți pe omul ăla lângă voi, că nu suntem perfecți, ceva trebuie să avem. Și Dumnezeu vine și spune, știi ce ai spus de el, ca fiul al prorocilor? Da, știu că trebuie să-i spun că e prea arogant, prea mândru și că... Da, asta trebuie să-i spui. Dar trebuie să-i spui la urmă. Până atunci, de ce n-am adus eu la mântuire? De ce e ce înțeleg? De ce îl țin eu aici? Păi nu știu. Te interesează. Observ că omul ăla vine la timp la plan. Observ că omul ăla când se face colecta contribuie. Observ că omul ăla că e nevoie la adunare, lasă alte lucruri și vine la lucru. Observ toate lucrurile astea. După ce le observi asta, care durează un an ca timp, vii la fratele. Spui, frate, vreau să spun ceva. Eu îl ridic scutul, imediat știi ce vrei tu să spui. Știi, spune frate. Și spui, frate, mă uit la dumneata de mai mult timp. Domnul mi-a spus mă uit. Am observat că ești un om integru. Pastor, într-o altă nu își poate reveni. Cum adică tu spui deja ceva aici? Și nu vei la adunare. Am observat că vin la timp la adunare. Am observat că nu lipsești de la casa Domnului. Cum ai observat că lucrurile astea? Da. Scutul începe să lasă jos. Am observat că te ocup de familia ta și că ai grijă de familia ta. Ceea ce onoare pentru noi să avem un asemenea frate. Am observat totodată că nu ești un om care să nu-ți pese de ce e în suferință, de ce e în nevoie. Totdeauna contribui la biserică, contribui la sărmani, contribui... Ai văzut tu lucrurile astea? Le-am observat și le-am văzut. Le-am văzut toate astea. Am văzut foarte multe lucruri. Am văzut că cânti din toată inima, că te rogi din toată inima. Ce vrei să spui? Am văzut că ai o grămadă de lucruri bune, dar am văzut că este un lucru care mi-e stric câteodată pe asta. Știu. Știu. Vrei să mă ajuți în rugăciune? Vrei să mă ajuți când mai vezi asta? Când ești un om care știi să-mi spui lucru. Vrei să mă ajuți când mai vezi că sunt mândru? Vino-i duminica, prietenă, și spun, băi, nu vezi lucrul ăsta, fii descalificat. Te rog frumos să mă ajuți. Nu am făcut și omul ăsta. Pentru că au făcut ceea ce ne învață Domnul Iisus. Dar să se învață numai la școala fiilor proroci. În seara asta ai de multe de spus privitor la unii și la alții. N-ai vrea să începi să vorbești așa? N-ai vrea să-i vezi pe frații tăi care au venit la adunare? N-ai vrea să nu uiți împrejurul tău și să vezi atâta tine? Că trebuie să fie în altă parte. Și au venit în casa Domnului. Îi observați? Cea mai mare problemă a tineretului este că câteodată se simt în biserică invizibil. Vedem scaunul pe care stau, dar ei nu vedem. Și ei se întreabă, chiar nu ne vede nimeni. Așa că dacă voi sunteți în slujba, să vă opriți în dreptul lor, să dați o mână, să-i îmbrățișați, să le spuneți că vă rugați pentru ei, să vă interesați de problemele celorlalți, că sunteți la școala fiilor prorocilor, aici oamenii știu să vorbească. V-aș ruga, frații mei, noi începem slujba și nu terminăm până nu ne binecuvântăm unii de alții. Efectiv, dăm mâna cu toți cei din prejur. La noi ne-am învățat să luăm un stoc de binecuvântare substanțial. Nu se termină la 2-3, încă te binecuvântare. Nu. Și am luat, luăm stoc de binecuvântare de acasă, zâmbim la frații noștri și binecuvântăm în numele Domnului. Știți cât de mult face lucrul ăsta? Câteodată mă duc în anumite adunări și, de ce să nu vă spun, venim de pe un teritoriu ocupat. Diavolul se ocupă de fiecare dintre noi. Până intrăm în casa Domnului, este o luptă. Când am ajuns în casa Domnului, este altă luptă.
vrea să ne deconecteze exemplurile noastre de la ascultarea cuvântului. Vrea să mergem prin România, vrea să mergem prin Germania, prin Anglia, oare pe acolo ar fi mai mult de lucru? Oare s-ar putea ia aici și ne duce? Ca să rămâi în casa Domnului, ca să fii la părtășie, ca să poți binecuvânta pe altul, trebuie o luptă. Și lupta asta se imprimă pe noi. Aș vrea să vă spun că atunci când binecuvântăm pe alții, ne împlinim menirea noastră. Cel echip toți se bucură, toți au o împlinire înăuntru lor. V-aș invita să vă ridicați pe picioare acum. Să avem un moment practic. Și anume, să vă îndreptați la câți aveți dumneavoastră dreapta și stânga, împrejur, să spuneți, Domnul să te binecuvânteze. Dar spuneți asta, nu vă dați mai. I-aș chema aici pe toți frații din comitetul bisericii dumneavoastră să se uite la chipul dumneavoastră. În foarte multe biserici rog pe frații înainte din mesaj, ca să fie mai ușor, să facă lucrul ăsta. Se transformă fața omului. Efectiv se simt într-un loc unde se numește acasă. Unde împrejurul lui sunt oameni care l-au binecuvântat și pe care i-a binecuvântat. Gândiți-vă ce efect are asupra unui prieten atitudinea asta. Și la îndemână noastră și încă o dată, nu-ți dau o specială. E numai lucruri prin care noi ne binecuvântăm pe ceilalți, le transmite că sunt importanți. Mi-a plăcut tare mult biserica fraților români din Ucraina. Ei sunt locuiesc în Ucraina de foarte multă vreme. Românii privesc ca ucraineni, ucraineni privesc ca români. Și spune că e vieță. M-am uitat la ei așa, am fost chemat în biserica lor. Am zis că, domnule, s-au întâlnit pe primate. Când am intrat în biserică, m-am rugat și eu m-am pus pe scaun. A venit primul după mine, după ce au venit, s-au rugat și după ce eu l-am la rând, la tăsta, la îmbrățișat, la pulpat, cu țară. Zic, băi, poate venit din America. Mai stau o bucată, vine următorul, ia la rând, băi, poate și ăsta din America. Când am venit la slujba de seară, de seară iau, s-au rugat și tot așa, băi, zic, băi, nu am venit. Noi așa obișnuim, așa obișnuim. Pentru că suntem tratați de toți ceilalți ca străini. Când ne vedem, știm că avem slăbiciuni, știm că avem probleme. Dar unde să ne ducem? Ne binecuvântăm, ne îmbrățișăm. Și pornim cu Domnul la drum, slăviți să fie tot. Poate să fie și în adunările noastre, frate, la mine. Doamne, ajută, frate. Haideți să ne rugăm ca Domnul să ne dea putere și tărie, să fim niște fii ai prorocilor. Amin.